făcut Olsitul la mare, mai trebuie Dacia la munte? Dacia la munte? Asta zic. Dacia la munte? Ce zic? Dacia la munte? Dacia 1300. Dacia aia la munte? Da. Să-ți dai seama? Păi urcă, păi mă. Cum? Urcă, zic eu că urcă. A, dar stai că Olsitul până la mare l-am condus eu. Păi... Deci Dacia până la munte, tu cum? Hai, mă, că am scos mașina, mă, că, na, toată lumea, mesaje, nebunie, Silvia. Am scos-o, am venit să o alimentez, că, după cum știți, soft, benzină de performanță. O să-i fac repede un TikTok, că, na, vi-l și arăt. Ei trag aici? Bine, da, bine că n-avem scaune ca ăsta. Ce scaune i-a pus în el? A. Auzi, dar stai așa, ăsta e el sau e ea? E Nissan Silvia. Nu știu, dar zici tu sau îi zic eu să o mute? Că e parcă din secolul trecut totuși. Auzi, nu te supăra. Asta e cumva din se... Puneți dacă merg prea tare, vă rog eu. Bă, nu, e ok. Poți mai tare de atât. Bă, sunt convins. Mamă, ce faci, mă? Bă, m-ai zis că mergi curat. Foarte curat am mers. Băi, frate. Bă, Simo, hai, mă, că ești în corsica, mă. Joc de mașină, frate. Băi, ai uitat că o iubești? Voi tot pentru cafea ați venit, a? Pentru noua formulă. Noua formulă de ce? Lapte în cafea? Noua formulă. OMV Max Motion cu particule Active Flow antifrecare. Da. Ok. Deci da, mă rog, tu bagi de 95 în asta oricum, deci nu cred că... Nu, hai că te-am citit. Bag de 100. Bag de 100 pentru că am soft și este modificată și atunci am nevoie de o benzină mult mai performantă. Cu cifră octanică mai mare, pentru o ardere mai completă, pentru siguranța motorului și așa, detonații, alte, tot felul de nebunii. Noua formulă Max Motion Active Flow asigură și lubrifierea și arderi mai bune în motor. Motoarele mai vechi au și ele nevoie de ajutor. Bagă la cap! Păi, da, mă, da, bravo, mulțumesc frumos! Așa e, dar știi cum e, ce se făcea odată, nu se mai face acum. Dar oricum, dacă vreți, putem să continuăm discuția la o cafea. Nu mai facem ca data trecută, că la mine în mașină n-avem loc toți trei. Ok. Și se face și mizerie și mi-am luat tricou de nuntă, vorba aia. Te văd și pe tine gătit. Bine, mă, hai! Hai să mergem la cafea. 37 e anul de fabricație sau? Nu, e măsura în centimetri. Cardanului. Cardanul? Da, mărim. Cardanul? E o tracțiune spate, sau propulsie, ca să nu vă încurc. Aoleu. Păi nu, că mă înceartă lumea. Cardanul înseamnă că e manuală? Da, da, e manuală. A fost automată. Da. A fost automată? A fost. Și am renunțat. Ai schimbat? Da. Ai făcut modificări? Mm-hmm. Asta a fost e de la care face modificări, bă, băiatule. Da, m-a fost și răsturnată. E de la care face modificări, mă. Râdeam noi cu Low Society. Da, mă, da. Ăsta, mă. Bă, e un banc prost cu... Nu știu unde e plăcerea. Dar te rog să mi-l spui. Nu, că nu pot să vi-l spun, că e pe cameră cu alea. Dar eu vreau să te întreb unde e plăcerea. Da. La tine, la mașină, să mergi cu... Talonul ăla? Talonul? Sau că e joasă? Așa. E foarte joasă? Da. Bă, nu e plăcerea, e, eu spun așa că fac intri foarte multe sacrificii pentru design, fac foarte multe sacrificii de performanță. Era mult mai jos mașina,
Și pentru faptul că era mult mai jos, am rupt un tur de apă de la turbină, că am atins cu evacuarea. Am rupt cablul instalației electrice care trece pe deasupra roții, că s-a frecat roata de ea. Da, păi asta zic. Băi, toată... Adică tu o faci să arate așa de 250 de cai, de 500 de cai, de 1000 de cai, înțelegi? Da, da. Și tu, de fapt, pe stradă trebuie să mergi așa, să ca tare, să nu iei o pietricică sale. Adică, it's fucking defeats the purpose, nu? Da, da, purpose e să arate bine. Nu e să meargă tare și nu e să facă performanță și ce nu înțelegeți voi este că nu toți oamenii care sunt pasionați de mașini modificate sunt și foarte buni șoferi sau au pasiunea de a merge cu mașina la limite. Dar nu trebuie să mergi la limite, trebuie să mergi normal. Păi da, dar oamenii fac sacrificii pentru frumusețe, cum ar veni. Babele suferă, suferă la, baba la frumusețe. Da. Și atunci mulți oameni suferă, mulți oameni nu înțeleg fenomenul și zic, oh, păi te chinui, dar trebuie să ai chef să mergi cu ea. Nu poți să mergi cu ea tot timpul. Nu, să ai chef, să te chinui, să te gândești pe unde o iei, e groapă acolo, nu e groapă, e piatră, cum mai e. Am pus să ia speed bump la revedere, nu știu. Treci, nu e o problemă, adică se poate utiliza mașina, dar cu niște, adică nu știu cum să-ți explic, ca și cum ți-ai lua un S cu roți pe 21. Tu nu simți în mașină, că mașina e concepută să nu simți, dar roțile și articulația simt drumurile grele. Dar hai să vorbim despre combustibil, un pic. Să ne întoarcem un pic la... Da. Da, vreau să ne întoarcem un pic despre combustibil și vreau să vorbim despre noua formulă de care discutam și despre cum ne spun băieții de la OMV că este singura benzină de performanță de pe piață. Adevărat. Care are și partea asta care reduce frecarea. Da. Deci se aplică, să zicem, un strat din benzină, se depune pe pistoane și biela cu pistonul, cu segmenții și așa lucrează mai ușor și se și protejează, cum știm noi de la diversi producători de... Da. Aditiv din ăștia care se puneau un motor pentru a reduce zgomotul, pentru a prelungi viața motorului, pentru a reduce frecarea, pentru așa. Ceea ce mie mi se pare un lucru super tare. Voi sunteți OMV, eu vorbesc cu OMV când vorbesc cu voi. Practic așa e. Exact. Și din testele pe care le-am făcut noi la OMV, eu știu. În oraș, motorul e cel mai stresat. Înțelegi? Corect. Acolo... căldură mare, alea, pam, întâia, a doua, a treia, bang, dă-i, nu se răcește. Acolo ai cea mai multă nevoie ca benzina să fie de performanță. Să fie de performanță? Indiferent de mașina pe care o conduci. Veche sau nouă. Ai, că sunt treabă. Discuții care, în care oamenii spun, la voi pe canal am mai văzut, e haos. E haos. Da. Am intrat eu și am zis, băi, e prea mult hate aici. Da, adică chiar wow. Că orice lucru spui poate fi, nu că poate fi, este folosit. Păi nu, dar stai să vezi ce o să întâmple când o să postăm noi promo la clipul ăsta pe care îl pui tu la tine pe canal. E haos? O să fie haos? De-abia aștept, eu sunt acolo în comentarii. De-abia aștept pe băieți. Bun, păi eu vreau să... Îl punem pe Facebook. Pe Facebook e. Deci care să vezi topul acolo. Așa, topul rețelelor de social. Facebook. Facebook pe primul loc ca dezastru, da? Facebook, da. Dezastru. Da. TikTok, nu? No. Nu? No. Eu sunt nou pe TikTok Facebook. Și de-aia întreb. Dar eu nu, nici, eu nu sunt pe TikTok. Ok. Facebook. Da. YouTube. Ok. Facebook. Instagram nu intră în calcul. No. No. Instagram, no. Okay. No. La Instagram hate-ul e mai pe low. Vreau să-mi spuneți voi mie și dacă vreți și puteți și aveți plăcerea, din experiențele voastre anterioare cu combustibilul de performanță de la OMV, ce teste ați făcut? Că știu că erau niște teste în care am mers noi și am filmat cu Golful ăla Plus, cu Tempestini, care iubea mașina ca și cum era mașina lui, ați luat-o din Germania, în sfârșit. Aș vrea așa, dacă sunt și eu aici în acest cadru și sunteți și voi, ca oamenii să înțeleagă că nu e nimeni atât de mincinos și nu este totul în teoria conspirației. Nu e, și... bă, așa e. Noi nu suntem profesioniștii aia de laborator care fac teste. Nici eu, dar nici băieții stat... care se uită. Exact. Eu am stat lângă oamenii de la Universitatea Tehnică de la Cluj când au făcut ei măsurătorile alea. Înțelegi? Veni cu mașina care avea 160.000 de kilometri, nu știu cât avea. Ceva, da. O mașină uzată oricum, o mașină second hand. Exact. Alimentată pe acolo. Adică, na. I-au desfăcut oamenii motorul, au verificat ce
ce depuneri erau, înțelegi? Da. După care s-a luat mașina, s-a pus motorul la loc, s-a alimentat Max Motion 100 Plus, înțelegi? După care... Câți kilometri ați făcut de când ați desfăcut-o, mai știi? 10.000, 20.000? 10.000. Da. Ok? Și în oraș, și în afară, și în utilizare normală, probabil. Da. Și după aia s-a desfăcut și era mai curat? Era mai curat motorul. Ok. Băi, eu cred, adică chiar... Nu că era pe cred, e pe verificate, da, cu da, oamenii, da, înțelegi? Da, da, asta da, au făcut, da, da, cu laborator, cu alea, da, cu am văzut șublerul, cu alea, cu știi? Niște semnături, niște parafe, adică lasă-ne, oamenii și-au pus acolo niște chestii. Adică nu e chiar, dacă e cineva suficient de nebun să verifice, se poate verifica. Niște hârtii, adică nu. Da. Are aer condiționat? Da! Și funcționează. Mergi în oraș așa în trafic, când mașina și motorul este stresat, dar eu merg numai cu benzină de performanță de la OMV, ți-am explicat că mașina chiar are soft și am un prieten care, dacă îți vine să crezi, s-a dus acasă și a zis, nu mai bag mult asta, bag de 95. Așa. A, și până acasă, și până acasă a zis, ia uite-l pe ăla, mă dau cu el și s-a dat cu el și a topit motorul. La un golf de, jur, jur, e poveste adevărată. Oh, 250 de cai cu soft, auzi? 252, parcă. Îți dai seama? Ce-i facem cu Octaveres? Bă, putem să încercăm, dacă vreți. Dacă vreți, putem să încercăm, oricând în cadrul legal, oricând în cadrul legal. Bă, cum ar fi, mă, asta? De... Cum ar fi, mă, asta? Cine bun, ăștia? Bă, nu știu că sunt 250 de cai de aia, de stradă. Nu, dar da, Octavia, da, bine, o... bă, cred că dacă vii cu Octavia RS cu aia, cu dieselul, cred că s-ar putea să ne furăm. Dar dacă venim cu benzina... Păi nu, 245 de cai, 250, da. 50, visează el, îți dai seama. Nu, da, 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 nu. Cine râde la urmă, râde nu, la urmă. Nu, da, gamble sau ce? Nu, nu gamble, nu, că nu facem. Să facem, putem să facem, dacă vrei. Să facem și noi un material pentru canalul nostru. Da, trei etape. Putem să facem trei etape? Trei etape, două din trei acum, nu? Una de drag, una de drag, una de drag, una de circuit. Da. Și una pe ploaie, cam 800 de cai pe ploaie. Ce ai, mă? 800 de cai pe ploaie. Când am cauciucul pe spate și patinează în continuu și a doua și a treia. A, și e tare. E, bine, nu e tare, îți dai seama, dar e fun. Sau putem să facem din aia cu fun level. Da. La Octavia cred că e foarte fun. Na, nu, că nu face, că n-aveți spate. Pare că e stop. Ce? Stop. Stop. Trebuie să face soft. Vă trimite niște băieți? Bă, eu nu m-am pus să modific nimic. Voi sunteți oameni... Bă, tu nu înțelegi că deci nu m-am pus... Nu e vorba de calcul, mă, e vorba de lene. Lene? Dar nu e, te duci la băiatul ăla, îi dai niște bani, vine cu laptopul și... Păi și unde mai e plăcerea, mă? Să dai bani? Dacă nu o faci cu mâna ta... toată lumea. Păi asta zic. Păi ca să fie hate to hate. Zi. Aole, o dăm pe hate. Când mă uit la mașina asta... Nici nu știi ce mașină e vorba. Mi-amintesc cum am chinuit eu o lună în oraș. Cu Honda S2000. Mamă, ce frumos. Bă, bă, nu fi, nu, ai, ai că nu intra în discuția asta, că aici îți dau eu hate. Ia uite. Bă, eu am mers cu Honda S2000, dacă îți mai ții tu minte. Am mers cu Honda S2000 iarna, decapotat cu cască pe cap. Bă, tu înțelegi? Da. Am făcut o iarnă cu S2000 decapotat pe zăpadă. Tare. Cu casca pe cap. Cu echipamentul meu de moto. Discuția despre benzină este foarte bună. Pentru că a merge cu o mașină joasă, manuală, care sport, automată, da, care se turează la... 6500. Ok. Așa. Japoneză și... Adică doar 6500. Auzi, mă, dar dacă... Auzi, mă, dar uite, dacă eu vin... Bă, dar dacă eu vin cu un S2000 stock... Se turează, da. Da. Vin cu un S2000 stock, da. Vino. Da, a ta? Să ne dăm? Da, să ne dăm. Se bat rău. Eu așa zic. Eu cu S2000 și tu cu asta. Da. Eu zic că vorba aia, cai de turbo, cai de turbo, frate. Sunt alți cai, la turbo sunt alți cai. Dacă avem turbo? 250 de cai turbo cu 250 de cai aspirat, da, turbo e, știi? El face mișto de S2000 aspirat. Turbo la care se ducea la 19.000 de ture. Da, mă, toate, mă rog, turele din lume și a deținut recordul de cel mai puternic motor, da, cai pe litru și așa mai departe. O deci da, cum e mișto să mergi, da, din punct de vedere al motorului cu transmisie manuală cu mașina asta prin trafic? E foarte ok. E foarte ok. Dar nu-l zăpăcești?
Bă, dai seama că e supus stresului mai mult decât mersului pe autostradă, dar, dar am benzină de la OMV, Max Motion, acum au pus și noua formulă, okay. Noua formulă cu particulele, înțeleg. Active Flow, care protejează. Deci, păi dacă da. Și motorul, nu, merg, da. Nu merg zi de zi cu mașina, da. Pentru că nu am răbdare zi de zi să merg cu ea, okay. Exact cum vorbeam de mașinile joase sau stupid low. Nu, deci low. Nici oamenii care au Supra nu poate să sufere în fiecare zi. Stupid despre asta low. Sunt unele care sunt stupid low. Nu, asta zic. Stupid low, dar stupid repet, low. Ce trebuie să înțelegeți voi este stupid că low. Nu toți oamenii care sunt pasionați să-și facă mașini, dar le știi pe alea cu camber exagerat? Da, mă, da, păi undeva. Despre ce vorbim aici? E vorba de un curent, e vorba de niște oameni care vor să se exprime prin eu mașina lor. Eu n-am zis, lor, am zis altceva, am zis doar că nu înțeleg, atât. Da, tot. Păi îți explic eu ca să înțelegi. Da, da, asta e ca la modă, e ca la... A, nu, păi nu, bă, atenție. Nu? Deci nu e ca la modă. Eu am stat de vorbă cu designerul de la Jaguar, da? Okay. Cu Ian Callum. Și da. L-am întrebat pe om ce părere avea despre o mașină, care mie mi se părea urâtă. Înțelegi? Okay. Și omul mi-a zis așa, zice, bă, eu nu zic decât atât, că nu pot să vorbesc de alte mașini. A zis, dacă ai scos un produs și după aia trebuie să explici de ce e frumos, mai bine te duci și mai desenezi odată. De asta corect. Zic că e ca la modă, nu e da. Ca la modă. Okay. You know? Dacă okay. zici, trebuie să-mi explici după aia de ce e frumos, nu frate, mai du-te și mai fă o dată. Eu așa da, sunt, înțeles, pe principiul ăsta sunt și aici, frate, dacă trebuie să-mi explici de ce... Doar că frate, sunt multe stiluri, sunt oameni care yeah. exagerează, sunt oameni care da. Merg în extrem, sunt oameni care... Da, 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 înțeleg. Dar am mers cu mașini... Bă, astea zici că sunt cheile mele din liceu, jur. Eu așa, le pierd, eu pierd, așa făceam în liceu. E o Silvia făcută prin 3D, cadou, cadou. N-am dat bani, e ok. Cadou. Ce înseamnă 37? Ți-am explicat. E, mi se pare mie că e format așa de niște cifre pe care le-am iubit toată viața mea, adică 3 am luat la școală în continuu și când luam cu 7, ziceam că mi iese media 5. Când ești primit în Stax? Nu, am încercat nu număr? Să faci. Nu, în Brutal Stax, e un club. Îți alegi? Cu totul și cu toate. Da, fiecare are un număr. Stax S1437. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe detalii. Da, mă, să zic și eu, da, să întreb și eu. Deci, uite, un din ăsta am și eu, dar da, al meu e de metal. L-am câștigat, dar n-am dat bani pe el. L-am câștigat un concurs. Ok. Frâne, cu ăsta? Ăsta e de când a fost din Las Vegas. Din Las Vegas. A, dacă l-ai primit la mama soacră, nu ne luăm de el. Nu, n-aveți voie. Dacă vă rămâneți cu mama soacră... Nu, nu, nu. Păi, bă, tu ești la... Cu ăsta te scarpi în așa în ureche? Da, nu. Aveam un profesor de istorie în liceu care asta făcea. Nu, nu, nu. Cu cheia și făcea și... Nu, asta e în funcție de la care car meet te duci. Că știi? Da. Când te duce da. La Street Maniac, stă așa și le zice. Deci... Vă aștept la eveniment să vă arăt mașini și să vă povestesc ce înseamnă aia, ce înseamnă. Când merge la Stax... Fitment. Știți de Fitment? Ați auzit? Fitment? Face așa. Fitment. Da, Fitment. E cum încape roata în... Cât de acolo, la roată. Cât de acolo e, stiluri la... și acolo, știi? Camber. Camber e când se roțile camber, așa, așa, dar există stiluri de flash, Hella Flash, ai auzit vreodată? Hella Flash. Știi? Cu buza, cauciucul băgat în aripă și buza jantei în aripă, yes. Cauciucul ăla ne-a zis de fuste, ăsta ne zice de buze. Fiecare cu... Să nu te prind. Vă învăț, nu, vă zic. Învăț la eveniment, jur. Vă arăt da, mașini, da, sunt și cu suspensii. Nu, noi de asta suntem aici ca să învățăm. Ia zine tu, te rog. Nu, nu, deci fii da, atent că... Convins, da. Noi la Carmit o să fim ca Eddie Murphy. Da, 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 da. Da, așa, fule, că e... Ne vedem la Lupoi, că schimbăm 500 de mărci. Noi la Carmit suntem ca Eddie Murphy când făcea sketch-ul ăla și zicea că merge el negru într-un stat recunoscut ca fiind rasist. Că se duce așa în aeroport. Și așteaptă să-i zică cineva ceva, dar nu-i zice nimeni nimic. Așa mergem noi la Carmit și așteptăm să ne zică că ne-am râs de Low da, Society, da, da, exact. Știi? Și nu vine nimeni. Și au cu Low Society. Băi, vă, dau, vă dă bani Ciprian Mihai? Vă face poze moca? Tu, a, scrie pe tine. Nu. M-au lucrat. M-au lucrat. M-au lucrat. Mă simt lucrat. Stai mă, că nici nu s-au prins că nu mai râs de... Ei nu s-au prins că noi râdeam de Low Society. Da, da. E, n-are importanță. Tovarăși. Tovarăși, frate. Băi, eu am de făcut un POV, să știi. Știi ce e POV, nu? Ai de făcut POV? Da, cu Silvia. Zine tu, Pascal. Frate, nu-l face tu singur, că... Singur, că n-avem loc.
Păi nu, singur, dar trebuie las cu GoPro să nu înceapă ăștia. Că... deși știi ce frumos e, îți dai seama... Stânga. Cu telefonul și cu stânga. Întotdeauna cu stânga. E ca și cum ar fi altcineva. Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să veniți la noi în emisiune. Sper să vă iau și să vă învăț la eveniment despre mașini și despre fitment și despre modificări. Wow. Și cu succes. Dacă sunt suficient de multe comentarii în sensul ăsta, se întâmplă. Noi suntem acolo. Se întâmplă Nissan Silvia cu Skoda Octavia. Da, dacă vreți să vedeți, da, faceți. Îți dai seama ce se întâmplă? Îmi schimb și cauciucul. Nu schimb nimic. Le luăm stoc. O așa. Da? Bine. Când vreți voi. Stai să-mi pun genunchi. Gata.